Bună seara, bine v-am regăsit. Putin a dat ultimatumul, vrea numai ruble pentru gazul pe care îl dă Europei și asta începând chiar de mâine, dacă nu, contractele vor fi reziliate. Ce înseamnă asta, cum ne va afecta pe noi, vedem imediat. Răspunsul Statelor Unite ar putea veni și el foarte, foarte curând, în doar câteva minute, pentru că președintele Biden va vorbi în seara asta, îl vedeți în direct aici. La noi începe un alt fel de război politic, un nou război fratricid în PNL. Influenții partidului îl vor debarcat pe Florin Câțu din fotoliul de președinte. Da, sunt aceiași lideri care îl instalau acolo acum exact 6 luni. Exact 6 luni. Îi reproșează acum că sabotează coaliția, practic ce îi reproșau și useriștii în fosta coaliție. Cine i-ar putea lua locul? Ce jocuri se fac la ora asta în partid? Vedem în câteva momente. Și, ca să fie hazul și mai mare, 4 deputați, printre care Diana Șoșoacă și Dumitru Coarnă, s-au cerut în audiență la ambasadorul Rusiei la București, nici mai mult, nici mai puțin, ca să-l asigure de neutralitatea României. Dincolo de comic, implicațiile gestului pot fi foarte grave pentru că cei 4 sunt demnitari ai statului român. Vă explicăm imediat. Începe actualitatea. Și îl salut pe Sabin Orcan, director Newsweek România. Bună seara! Discutăm despre ce se întâmplă chiar la această oră în PNL. O ședință cu principalii lideri, cu prim-vicepreședinții, care, ce să vezi, s-au gândit că ar trebui restartat proiectul PNL. Nu zice nimeni cu subiect și predicat să plece Câțu, dar toată lumea zice da, avem nevoie de o să vină Nicolae, să vină Ciucă. Da. Bun, era previzibil pentru toți cei care urmăresc spectacolul politic românesc, în general în partidele din România, când cel care se află în fruntea partidului pierde puterea executivă, în general sau e tras pe linie moartă și ajunge președintele unei camere. Funcția lui Florin Câțu nu e deloc mică în statul român. Până la urmă, în ierarhia constituțională, președintele Senatului e al doilea om în stat, pentru că îi ține locul președintelui în caz de vacanță a funcției, după cum știm. Dar întotdeauna când nu te afli la guvernare, riști să pierzi partidul. Bun. Și vocile erau mai de mult care îi reproșau diverse lucuri domnului Câțu. Asta nu înseamnă că e tranșată. Domnul Câțu a fost ales în 25 septembrie la Congres 2021, știindu-se foarte clar că nu va mai fi premier. Știindu-se foarte clar că nu poate forma acea coaliție nici cu USR că nu-l voiau și nici cu PSD că nu-l voiau. Și până la urmă așa a fost, nu a mai fost premier. Adică, de ce te-ai mai fi chinuit atunci ca după fix 6 luni, nici măcar un an, după 6 luni, să vrei să-l schimbi? Cred că au fost și alte motive. Nu a fost motivația din spatele schimbării lui Ludovic Orban. Era mai complexă, nu ținea doar de coaliția care era la vremea respectivă cu USR. Erau luptele interne din orice partid. Păi mai bine să economiseau 6 luni și îl puneau direct pe Ciucă? Da. În general, eu am mai dat acest exemplu. În general, în România se practică această filozofie a partidului în fruntea căruia trebuie să fie o locomotivă. Deși am avut exemple în istoria noastră democratică post-decembristă și cel mai apropiat sufletului meu este Corneliu Coposu, care nu a fost nici premier al României, a refuzat cam toate funcțiile, s-a lăsat cu greu pus pe lista de parlamentari ai Partidului Național Țărănesc și a condus bine mersi acest partid pentru că figura lui impunea autoritate și controla partidul prin ceea ce era el însuși, nu printr-o funcție pe care ți-o dă cineva în puterea executivă sau legislativă. A doua observație pe care vreau să o fac este că hai să privim cu bunele și relele fiecare personaj care aspiră la această funcție. Domnul Nicolae Ciucă e destul de proaspăt în politica românească, are mică experiență, nu are o mare vechime în Partidul Național Liberal. Florin Câțu are un pic mai mare experiență ca parlamentar și ca lider de partid. Domnului Ciucă, mă rog, pe care îl apreciază mulți oameni pentru o relație apropiată cu Klaus Iohannis și de asemenea cu partenerii noștri americani, o relație, aș zice, civilizată cu partenerii de coaliție cu PSD, are însă o mică problemă. Domnul Ciucă nu are carisma obișnuită a unui politician pur sânge și asta are
la rândul ei plusurile și minusurile ei. Mai are o mică problemă, domnul Ciucă, și o să o discutăm. Mai are o problemă. Ce vreau să spun și cu asta închei este că domnul Ciucă are această problemă de a se impune ca un lider carismatic. Nu e un lider carismatic, este genul de om care poate să administreze, iată, o guvernare, un guvern, un minister. În politică trebuie să fii puțin mai experimentat în a controla diversi poli de putere din interiorul partidului, da, din exteriorul partidului. Uite că domnul Câțu nu mai controlează nici măcar pe cei care l-au instalat acolo. Eu zic că încă, cu asta închei, eu zic că încă nu e chiar așa de tranșată problema. S-a mai discutat despre asta și în trecut și nu s-a întâmplat. Deci eu zic că o să vedem ce o să întâmple, dacă va avea loc un congres extraordinar, dacă va avea loc alegeri și partidul va decide pe cine vrea în fruntea sa. Alin Nica, lider important al PNL, președintele Consiliului Județean Timiș, bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara! Ce ar fi de schimbat? Pentru că am văzut, liderii partidului vorbesc acum despre valori, principii, un proiect nou, coeziune în jurul celui care conduce administrația și care ar trebui să conducă partidul, adică aluzia către Nicolae Ciucă e destul de clară. Da, nu știu ce consideră colegii mei, pe mine nu m-au abordat, așa că nu am de unde să știu care le sunt planurile, aștept următoarea ședință de birou executiv sau de birou politic național să spună exact ceea ce își doresc, pentru că în momentul de față nu înțeleg care este direcția. Să bagi principalul partid aflat la guvernare, care are primul ministru, din nou într-o criză, mi se pare un pic cam irresponsabil, ținând cont și de contextul în care ne aflăm, cu războiul de la granițe. Dar poate sunt motive care depășesc ceea ce am eu acum ca și informații. Eu înțeleg că domnul Ciucă ar fi potențat de contextul ăsta, Nica. Domnul Ciucă ar fi cumva o soluție cu atât mai bună, în teorie, dat fiind acest context. Adică probabil cei care văd mutarea asta nu se gândesc că bagă partidul într-o criză, ci dimpotrivă, că partidul va câștiga puncte, pentru că, uite, în fruntea partidului va fi un prim-ministru de formație militară numai bun în acest context. Pot să spun ceva? Îmi cer scuze, domnule Nica, pot să spun ceva? Cred că e vorba, pentru că n-am discutat despre asta și, de fapt, asta e miza. Peste 2 ani au loc alegeri, dar nu orice fel de alegeri, cum am avut până acum. Este pentru prima dată când se suprapun alegeri locale, parlamentare, prezidențiale. Uh-huh. Sunt și cele europarlamentare. Dar acum discutăm despre alegerile interne. Barometru, testezi. Toate vor avea loc undeva în toamnă, vă aduceți aminte, nu? Deci în decurs de 3 luni vom avea alegeri locale, parlamentare, prezidențiale. Poate chiar suprapuse. Asta ce înseamnă? Că fiecare partid își pregătește și terenul. Și în acest moment, întrebarea care se pune este dacă este Nicolae Ciucă cel care va fi candidat la prezidențiale sau Florin Câțu, pentru că, repet, toate partidele din România în acest moment, poate cu excepția PSD-ului, care a anunțat, înțeleg, domnul Ciolacu, că nu candidează, lucrează cu acest tip de filozofie, partid locomotivă. Cine e în fruntea partidului va fi și candidatul nostru la prezidențiale. Câștigă, nu câștigă, asta e. Poate că e și asta a avut în calcul, fiindcă am văzut că zilele astea s-a dat și un sondaj în care domnul Ciucă apărea la încredere, sigur asta nu e intenție de vot, alături de alte două personaje din zona de stânga, să zicem, domnul ministru Rafila și Mircea Joană, despre care și el sunt speculații pe piața politică, apărea ca fiind în top al încrederii românilor. Eu cred că se pregătește terenul și pentru ce se va întâmpla peste 2 ani, nu doar pentru ce se întâmplă mâine cu Partidul Național Liberal. Bun, domnule Nica. Bun, dacă vreți să fiu sincer, privind astăzi dimineață site-urile de știri și văzând acest sondaj, care e un pic contradictoriu și mult prea sincronizat cu această mișcare, mi s-a părut că e o acțiune într-un fel concertată cu cei de la PSD, fiindcă Avangardul face de obicei sondaje pentru PSD. Și de aceea eu îmi pun anumite semne de întrebare, pentru că nu aș vrea ca anumiți colegi de-ai mei să fie uneltele PSD-ului în PNL, fiindcă nu vreau ca președintele Partidului Național Liberal să fie stabilit în afara partidului, la PSD, mai ales la adversarul nostru tradițional. De aceea eu privesc cu circumspecție ceea ce se întâmplă, până când nu vin colegii să ne spună exact ce plan au în vedere, dacă sunt lucruri care, din punct de vedere strategic,
aduc câștig PNL-ului și atunci, evident, vom lua o decizie în forurile statutare, pentru că acolo e dezbaterea internă din partid. Da, e foarte important ce ne spuneți, că suspectați această manevră de conivență cu PSD-ul sau că PSD-ul ar fi ar fi în spatele acestei povești. Noi ne-am fi gândit mai degrabă, cred, la președintele Klaus Iohannis, că ar fi în spatele acestei povești. Și vă spun și de ce. Iată, tocmai am dat și o să mai reluăm aceste considerații ale domnului Alexandru Muraru, care este un apropiat al președintelui Iohannis, actualmente ambasador în Statele Unite, și care zice niște lucruri acolo cât se poate de transparente. Este, e deputatul, e fratele ambasadorului în Statele Unite. A, e fratele, scuzați-mă. Este deputatul fratele Alexandru Muraru, da. Reprezentantul guvernului. Am greșit noi, da. Numai în Partidul Comunist, zice domnul Muraru, se respecta cutuma că toate mandatele trebuie duse până la capăt. PNL într-un stat democratic nu-și permite o asemenea greșeală când condițiile din teren impun o reevaluare. Dacă un guvern se schimbă aproape anual, se întreabă domnul Muraru, de ce un partid politic ar trebui să încremenească într-un proiect care nu mai este actual? Ori aici e și întrebarea, cum Dumnezeu a încremenit PNL-ul într-un proiect care nu e actual, când proiectul ăsta a început cu nici 6 luni în urmă, domnule Nica? Adică exact aceleași întrebări mi le pun și eu și de aceea aștept argumentația colegilor mei. De aceea nu mă lansez în a spune ce e bine și ce e rău până nu văd toate argumentele. E adevărat că noi suntem într-un proces intern de căutare a candidatului pentru prezidențiale, care automat, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie și președintele partidului, ca să aibă întreaga autoritate asupra activului de partid atunci când vom fi angrenați în alegeri, mai ales că sunt suprapuse și cu parlamentarele și cu localele, în aceeași perioadă scurtă de timp, dar în același timp aș vrea să vedem și care este alternativa la ceea ce noi am votat mai puțin de 6 luni de zile în urmă. De aceea mi se pare un pic ciudat și intempestiv, mai ales că dacă e vorba de o astfel de mișcare, aceasta trebuie să vină natural din interiorul partidului în urma unei dezbateri interne. Bun, dar acum, domnul Muraru este vicepreședinte al Partidului Național Liberal, adică... Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, nu Andrei Muraru, ambasadorul Statele Unite, cum din eroare am... Multă lume, pentru că seamănă foarte bine, sunt amândoi, de fapt sunt frați gemeni. Domnul Alexandru Muraru, care este, mă rog, profesor, cercetător, doctor în științe politice, nu îl suspectez că îi scrie cineva articole, dimpotrivă. Cred că e punctul domniei sare de vedere, de altfel face niște trimiteri în acest comentariu, dacă îl citiți, și la istoria României, la faptul că Nicolae Ciucă este acceptat și apreciat foarte mult peste ocean de partenerul nostru strategic Statele Unite și de, mă rog, contextul geopolitic. Până la urmă este dreptul, libertatea oricărui lider al PNL, iar Alexandru Muraru este un lider al PNL, să vină cu propuneri. Dar tot apropiat de președintele Iohannis. E adevărat, dar repet, vom vedea dacă acest lucru se va întruni, ca să zic așa, majoritatea în conducerea partidului. Ne aducem aminte și de a trecută, când la fel ne spunea până în ultima clipă, nu, Ludovic Orban spunea la televizor că nu se va întâmpla, că nu se va întâmpla și până la s-a întâmplat. E același scenariu, adică pare deja aici o chestiune absolut stranie. Repet. Acum te-ai trezit că nu trebuie să fie... Întrebarea, este Florin Câțu candidatul cu șanse la prezidențialele de peste 2 ani? Sau este Nicolae Ciucă? Deci sau nu este niciunul dintre ei? Asta e cheia. Dacă mă întrebați pe mine, Florin Câțu nu va candida peste 2 ani la prezidențiale. În primul rând că nici nu își dorește acest lucru. A și spus-o în partid de mai multe ori. Deci competiția pentru această poziție de candidat la prezidențiale e deschisă în partid. Am salutat și am considerat clar cea mai bună variantă în contextul actual de premier a fost și este Nicolae Ciucă și cred că și-a făcut treaba foarte bine din această poziție, a dat stabilitate țării și, cum să zic, predictibilitate în acest context geopolitic tumultuos. Și cred că este unul dintre candidații serioși în cadrul partidului pentru poziția de candidat la prezidențiale. Da, unul dintre candidați alături de Ilie Bolojan, alături de Emil Boc, care ar putea să ducă cu brio această luptă electorală de peste 2 ani. Mulți lideri ar putea, domnule Nica, mulți lideri visează, chiar dacă n-ar putea, să ajungă în
alegerile prezidențiale nu înseamnă că le vor și câștiga. Mai există și alte soluții din afara partidelor. De altfel, m-am uitat că partidele deja își caută și în afara partidelor, să spunem asta. Inclusiv discuția despre Mircea Joana este despre o persoană aflată în acest moment în afara partidelor. Este secretar general adjunct al NATO, da, e foarte vizibil și prezent dimineața până seara. E o soluție, există și această propunere, sper să nu enervez pe nimeni. Mie mi se pare o propunere interesantă ca Maia Sandu să candideze la președinția României. Există propuneri și din afara spectrului politic și există diverse discuții. În acest moment se joacă pe scenarii. Nu e nimic clar, nu se știe cine va fi candidat, nu se știe ce susținere are și nici sondajele astea nu sunt extrem de greitoare. Ne poate lămurește sociologul Vladimir Ionaș, pe care îl salut. Bună seara! Bună seara! Să recapitulăm foarte scurt. Alexandru Rafila, Mircea Joană, Nicolae Ciucă ar ocupa aceste prime trei locuri cu o cotă egală, cu are cea mai mare încredere, 30%, în schimb liderul PNL Florin Cât doar 6%. 6% mai are și Rareș Bogdan. Mai sunteți, domnule Ionaș? Da, sunt așa. Aici. Deci încercăm să ne explicăm. Văd de ce e cineva uimit de scorul de 6%. Pentru că între timp domnul Câțu, mă rog, a livrat foarte multe idei, foarte multe propuneri, e foarte interesantă discuția. E foarte discuția. Activ în ultima, da. Pot să spun ceva, domnule Ionaș, acum știți foarte bine, e o diferență întotdeauna și asta nu înțeleg uneori liderii politici, între ce își doresc liderii membrii de partid, fie ei aleși locali, lideri, cum e domnul Nica, sau parlamentari, ce își doresc ei de la președintele PNL și ce își doresc românii sau alegătorii. Și aici e discuția. Care dintre acești oameni e mai prezidențiabil, ca să zic așa, chiar dacă domnul Câțu a anunțat că nu candidează. Dar, în general, se merge pe această filozofie. Îl punem în fruntea partidului pe cel care ne-ar putea trage și pe noi înainte. Mai ales că, repet, alegerile s-ar putea să aibă loc chiar în același timp. Da. Mai e ceva. Unii dintre liderii PNL care au sugerat că ar fi bună o schimbare au tot vorbit astăzi în diverse interviuri despre faptul că nu se mai pot tolera sabotaje la adresa guvernului, a coaliției și cumva, dacă stai să te gândești, legătura e foarte transparentă. Cine a criticat de multe ori reacțiunile guvernului spunând că n-au fost suficient discutate la partid? Cine a criticat performanța anumitor miniștri? Cine voia să chiar să schimbe, să remanieze niște miniștri ai PNL-ului săptămânile trecute? Domnul Câțu. Și atunci înțelegem că ne-am trezit, domnule Ionaș, în aceeași situație ca anul trecut? Că domnul Câțu zgâlție coaliția și trebuie trecut pe tușă? Domnul Câțu, alo? Vă auzim, vă rog. Domnul Câțu era persoana care reprezenta cel mai mare pericol pentru stabilitatea coaliției. Asta este cât se poate de clar. Eu am mai spus-o că această coaliție nu poate ajunge în 2023 dacă domnul Câțu este președintele Partidului Național Liberal. Iată că inclusiv peneliștii își doresc de fapt ca această coaliție să meargă mai departe. Este un plan pe termen lung și de aceea probabil vor și această schimbare acum, rapid. Și probabil și președintele Iohannis o dorește, că nu cred că pornea PNL-ul la o astfel de schimbare dacă președintele nu o susținea. Da. Ședința asta continuă, cum am zis, și o să vedem ce este acolo. Deocamdată tăcere între liderii PNL, mai ales că ședința asta, fie vorba între noi, avea și un substrat din ăsta festiv. E ziua domnului Câțu, mâine, dacă nu mă înșel, și aduna să mai schimbe vorbă. I-au făcut o surpriză neplăcută. Nu cred că neplăcute. E situația tranșată. Da. Și cred că se va da lupta democratic în interiorul PNL și vom vedea ce va decide. Apropo de surprize neplăcute, 4 parlamentari români, în frunte cu cine altcineva decât Diana Șoșoacă, au cerut o audiență la ambasadorul Rusiei la București. Faimosul domn Cuzmin, critic al României, tot timpul cu capsa pusă pe România și așa mai departe. De ce? Ca să-l asigure de neutralitatea României, nici mai mult, nici mai puțin, și de bunele intenții de a media în războiul care se petrece în Ucraina. Nici măcar de a media între cele două părți, pentru că, atenție, războiul ăsta a fost declanșat de Rusia. Nu e un război între, e un război
de o invazie declanșată de Rusia. Ce spune unul dintre inițiatorii acestui straniu demers, Dumitru Coarnă, un fost lider de sindicat din poliție, îl știți, a ajuns parlamentar PSD, cunoscut pentru diverse teorii conspiraționiste și care, după întâmplarea de azi, va fi dat afară din partid, zice Ciolacu. Am vrut să discutăm punctual, din perspectivă diplomatică, noi nu ne dorim un război, noi vrem să rămânem neutri, noi suntem o națiune care respectă drepturile omului, asigurăm asistență juridică, socială, de oricare tip, pe excepția cele militare, pentru că nu trebuie să fim noi introduși în acest conflict. Am spus că noi suntem pentru neutralitate în acest conflict și încercăm să mediem eventual o pace, dacă au disponibilitatea să negocieze această pace la București. Deci pacea de la București și neutralitatea României. Da. Ar fi de râs. Nu e de râs. Sunt parlamentari ai partidului. E adevărat, dar ar fi rizibil să afli că în România patru reprezentanți ai ceea ce eu numesc idioții utile ai Rusiei în România să duc la ambasada Rusiei în plin conflict în care nu știm ce va face Rusia în continuare. Va ataca NATO. România e nevoită prin tratatul pe care l-a semnat să acționeze, așa cum se așteaptă România, că dacă e atacată, vin americanii, francezii, canadienii, britanicii să ne apere, așa și alt stat, nu știu, Lituania, dacă e atacată, România trebuie să participe alături de Statele Unite și toți ceilalți parteneri în apărarea acelui stat. Și, repet, ar fi rizibil dacă cele patru personaje nu ar fi parlamentari ai României, e adevărat. Niște parlamentari marginali, ei sunt dați afară, nu mai sunt în parlament, au fost aleși doamna Șoșoacă, domnul Lasca ăsta care e condamnat penal și înțeleg că e trimis în judecată, e dosarul la Înalta Curte de DICOT pentru constituire de grup infracțional organizat. Da. Domnul Francis Tobă, fost ofițer de armată care acuzat la Revoluție de represiune împotriva manifestației anticomuniste și acest domn celebru sindicalist din poliție, domnul Dumitru Coarnă, care de la șef de post și subofițer de poliție a ajuns să rezolve probleme diplomatice globale. Înțeleg că e un mare specialist în relații internaționale, domnul Coarnă. Gestul este absolut nepotrivit, repet, pentru că sunt demnitari ai statului român. Și dacă ne-am aflat în război, nu ne aflăm din fericire, deocamdată, slavă Domnului, dacă ne-am aflat în război, domnii aceștia și doamna Șoșoacă, doamna Șoșoacă sunt sigur că știe, deși înțeleg că a făcut facultatea de drept la o facultate particulară, ar trebui să știe că există în codul penal, repet, în cazul unui război chiar să aplică aceste lucruri, să pot aplica și în timp de pace. Există articolul 394, trădarea, care spune ceva foarte interesant. Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau organizație străină, ori cu agenția acestora în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului prin. Și acum sunt enumerate diverse forme. Una din forme este subminarea economică, politică sau a capacității de apărare a statului. Aservire, atenție, litera C, aservire față de o putere sau organizație străină. Și desigur mai există și alte articole la acest capitol în codul penal. Ce vreau să spun? Nu știu dacă vor fi încadrați de cineva vreodată. În general, articolele astea din codul penal nu sunt folosite niciodată de procurorii din România, nici măcar cel care se referă articolul 404 la comunicarea de informații false. Am avut numeroase exemple de informații false care au pus în pericol securitatea națională, niciun procuror n-a îndrăznit să facă nimic. Dar cert este că acești oameni au pus România într-o situație extrem de dificilă. Eu cred însă că acum se întrunesc elementele constitutive ale unei motivații diplomatice suficiente pentru ca domnul Cuzmin să fie expulzat din România. Să mă explic. Pentru expulzare nu trebuie să încadrez la niciun articol. Este o decizie diplomatică și politică care se poate lua pe loc și fără explicații. Iar domnul Cuzmin în ultimele 6 luni și mai ales în ultima lună de când cu războiul din Ucraina a dat niște declarații halucinante care fac foarte mult rău României. Această vizită vine să completeze acest tablou. Păi nu, în această vizită respectiv ignoră toate declarațiile domnului Cuzmin și vor să fie prieteni cu el, să cer în audiență. Mie mi se pare că dacă se poate face ceva, deci se poate face aici. Și salut! Nu sunt, da, l-am criticat de nenumărate ori și la tine în emisiune și în alte locuri pe președintele PSD Marcel Ciolacu, dar salut rapiditatea, gestul absolut necesar, sanitar aș zice, cu care l-a executat pe domnul Coarnă. Sper să fie și exclus până la urmă, că înțeleg că e o propunere, trece pentru-un mecanism statutar, pentru că domnul Coarnă nu poate reprezenta un PSD care pretinde că este pro-european,
de acord cu apartenența României la NATO și așa mai departe. Adică să duce parlamentar la ambasadorul Rusiei să-i zică România e da, neutră. Despre ceilalți șoșoacă, domnul Lasca ăsta e luat de Liviu Dragnea în partidului obscur, ceea ce, mă rog, asta este democrația în România. Cetățenii României au trimis aceste personaje în Parlamentul României. Sigur, da. Când le-au trimis nu știau ce o să facă, dar asta ne arată ce fel de oameni sunt și ce fel de oameni ar fi acești oameni dacă într-adevăr România ar fi într-un conflict și ar fi atacată. Acești oameni s-ar duce să-i lingă tălpile lui Cuzmin ca să ne ofere pace și neutralitate? Întreb. Pentru că dacă România ar fi... Nu este. Nu este, slavă Domnului. Dar dacă ar fi într-un conflict, s-ar mai duce să-i pupe tălpile? Că înțeleg că sunt clienți obișnuiți și domnul Coana și doamna Șoșoacă la ambasada Rusiei. Da. E frământ nu doar la noi, ci și în Statele Unite, în legătură cu tot felul de conotații, reverberații ale conflictului din Ucraina. De pildă, fostul președinte american, Donald Trump, i-a cerut public lui Vladimir Putin să facă publice orice informații compromițătoare ar avea despre Joe Biden, apelul făcut în cadrul unui interviu. Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million? For, that's a lot of money. She gave him $3.5 million. So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer. Deci, ca să explicăm, Donald Trump spune că fiul actualului președinte a făcut afaceri cu Rusia. Cei drept, Hunter Biden a lucrat anterior în domeniul consultanței în mai multe țări, remunerat generos în Ucraina, în China, în perioada în care Joe Biden, actualul președinte, era doar vicepreședinte al Statelor Unite și este o investigație în curs a Departamentului Justiției din America cu privire la aceste afaceri ale lui Hunter Biden. Îl salut și pe Silviu Alexe, jurnalist român stabilit în Statele Unite. Bună seara! Bună seara! Ce se discută acolo despre subiectul ăsta, domnule Alexe? Spuneți-ne un pic cum văd da, americanii situația asta. Sunt două chestiuni. Una este ce a făcut Trump, că i-a cerut iarăși ajutorul lui Putin ca să îl înfunde pe Hunter Biden. Asta a mai făcut și în campania din 2016, când i-a cerut să trimită mail-urile lui Hillary Clinton. A făcut apel la Rusia să trimită, dacă a hackuit mail-urile, să îi le trimită lui. Și a doua chestiune, deci asta e un fel de cum e atmosfera acum față de Rusia și Putin, deci s-a încins iarăși războiul rece. Da. E o chestie văzută așa ca un fel de trădare. Acum e chiar consens în America că Rusia trebuie oprită și Trump vine și spune să-l ajute Rusia să prindă pe Hunter Biden cu... Bun. Iar a doua chestiune e de fapt fondul problemei. Dacă realmente există o problemă cu afacerile pe care Hunter Biden le-a făcut pe acolo. Da, și a doua chestiune este că există și ceva real în toată treaba aceasta. Deci Hunter Biden a făcut afaceri în Ucraina, a fost în bordul unei companii de energie numită Burisma și practic a fost plătit foarte bine, iar foarte multă lume spune că de fapt Hunter Biden se pricepea la mare lucru, dar pentru că îl chema Biden a beneficiat de pe urma numelui său și idei, deci firmele acestea din Est și chinezești și rusești și ucrainene sau de unde mai sunt, au vrut să beneficieze de pe urma intrărilor pe care Hunter Biden le putea oferi, cel puțin teoretic, nu neapărat că ar fi și făcut ceva lobby până prin America, dar doar faptul că l-ai pe un de genul ăsta în compania ta, îți dă o legitimitate. Dar ce zic americanii? Ce zice presa americană despre controversa asta, despre scandalul ăsta? Deci, treaba cu Hunter Biden circulă de mai mulți ani, deci și lumea e cumva, să zicem, un consens în presă că nu e chiar ok să beneficiezi de numele tău și să, deci practic să-ți vinzi numele, că practic au și ei de fapt că mare expertiză
consultanță sau nu știu ce, nu se poate demonstra că era chiar atât de mare expert ca să-i plătească el așa de bine. Deci consensul e că pe undeva era un fel de nepotism așa, deci, cum s-ar zice la noi, că pune pile sau ce. Te folosești de numele familiei ca să știi niște bani și te folosești și alții, că de fapt aici e posibilă vulnerabilitate, nu? Mie mi-a plăcut un lucru, că domnul Alexe a despărțit, nu, cele două probleme. Una este situația care ne interesează acum pe noi mai tare, aș zice, în România, că e aici la doi pași de noi, zboară bombele și omoară oameni. Una este situația geopolitică, și în care avem un președinte american ales în mod democratic și care conduce, nu, NATO, ia legătura cu lideri din România și din alte state din Europa de Est, care sunt direct în bătaia puștii a tancurilor și a rachetelor lui Putin. Și a doua problemă este inclusiv presa americană a avut un eșec aici, pentru că, de pildă, celebrul laptop al lui Hunter Biden, pe care presa l-a considerat fake news, presa serioasă, nu, New York Times, cu pretenții, a fost nevoit New York Times, cred că acum o săptămână, două, să recunoască că acel laptop e real și că... Dar hai să nu ne luăm grija de la asta. America este un sistem constituțional și juridic extrem de bine pus la punct. Există un procuror independent, să-l numim așa, John Durham, numit de administrația Trump să ancheteze imixtiunea în alegeri a rușilor, dar colateral și alte probleme, inclusiv legate de Hunter Biden, avem FBI, nu, au justiție, deci cred că e pusă problema, nu cred că are legătură. Iar cred că acum Donald Trump face o greșeală uriașă, este genul de om care nu știe să tacă. Ăsta este un moment, să oprească. În momentul ăsta când mor oameni în Ucraina, tu să vorbești despre nu știu ce afacere a lui Hunter Biden, este o dovadă de întrebarea mea inadecvare, așa, ca să nu zic mai mult. Întrebarea mea e așa, dacă toată lumea zice trebuie investigat subiectul ăsta, dar între timp Rusia devine un agresor, îți pui întrebarea probabil, păi stai puțin, nu cumva cu agresorul ăsta familia prezidențială are o legătură? Cred că aici trimite Trump, de fapt. Da, nu cred că s-a dovedit și până acum absolut. Întrebarea e legitimă, chiar dacă președintele nu e parte din investigație. A președintelui Biden, dar vreau să spun că este un moment nepotrivit. Adică Trump, care are aspirații prezidențiale la următoarele alegeri, ar putea să tacă și el pentru o lună, două, cât încă mor oameni uciși de rachete rusești, de rachetele trimise de Putin în Ucraina. Adică ar putea să tacă și să mai aștepte o lună, două, poate va veni pacea și atunci poate să spună ce poftește el despre Hunter Biden și despre prietenul lui Putin și așa mai departe. Dar până atunci ar trebui să tacă, pentru că totuși a fost președinte american și asta e o demnitate a funcției, care îți impune o anumită rezervă în momente de genul ăsta, când toată lumea e pe picior de război. Da, aici e interesant că Donald Trump sigur are legăturile lui cu Putin și în același timp trimite în direcția asta. Mulțumesc foarte mult amândurora. Ne întoarcem în câteva momente. Vorbim despre pretenția lui Putin ca gazele să-i fie plătite de mâine în ruble. Despre impact discutăm imediat. Care a venit din Rusia, toate țările neprietenoase, cum le numește Kremlinul, între care evident și România, care cumpără gaz din Rusia, trebuie ca de mâine încolo să plătească acest gaz doar în ruble. Putin ne-a trimis să ne facem și conturi la o bancă rusească pentru a putea achita aceste livrări de gaze. În caz contrar, contractele urmează să fie oprite conform unui decret semnat de președintele Federației Ruse. Ce răspunde Europa prin vocea cancelarului Germaniei, Olaf Scholz? Spune, contractele sunt contracte, ele nu sunt negociate în ruble, prin urmare, companiile vor continua să plătească ca și până acum, așa cum s-a întâmplat până în prezent. La ce o să ducă asta? Putin amenință, plătiți în ruble sau oprim gazul. Așteptăm și un răspuns din partea administrației americane. Dintr-o clipă în alta, președintele Joe Biden ar trebui să se adreseze americanilor și lumii. Stăm de vorbă cu Adrian Negrescu, consultant economic. Despre asta, bună seara! Bună seara! Ce se va întâmpla în condițiile astea? Știi, e melodia aia cu costică, costică, fă lampa mai mică. Probabil
Probabil cred că nemții și toți cei care depind de gazele rusești, asta o să trebuiască să facă, să-și reducă consumul, adică raționalizarea consumului de gaze, pentru că, într-adevăr, conflictul gazelor a ajuns la niște cote fără precedent. Rușii nu sunt dispuși să mai subvenționeze, între ghilimele, consumul european și nici europanii nici nu vor să susțină, până la urmă, urmei, plata asta în ruble, care însemna să susțină, practic, războiul din Ucraina prin banii pe care i-ar trimite la Moscova. Ca să faceți o idee, Rusia trimite către Europa gaze și petrol de 1 miliard de euro pe zi. Vă dați seama că dacă aceste contracte se opresc, Rusia 1 nu va mai încasa banii care le permit lor în momentul de față să-i susțină rubla. Și am văzut rubla astăzi, e la un nivel destul de bun și se va prăbuși economia. Deci nu cred că Vladimir Putin își permite să joace o asemenea cartă. Și vă mai dau un exemplu și un argument economic. Rusia livrează în momentul de față undeva la nivel de 120 de miliarde de metri cub de gaze către Uniunea Europeană, către țările din Europa, inclusiv în România. Noi, cam 20% din consumul de gaze vine de la ruși prin interpuși, nu direct de la Gazprom. Rușii ar avea varianta să livreze acel gaz, să zicem că nu mai livrează în Europa, da? Îl livrează către China. Păi numai conducta aia e capabilă să livreze numai 10 miliarde de metri cub. Deci n-are ce să facă cu gazul respectiv, o să trăiască cu gazul, nu o să-l extragă și o să trezească în faliment. Asta e soluția. Pentru europeni, da, există varianta, ceea ce spuneai tu, soluția americană, care va trimite probabil la un moment dat niște încărcături masive de gaz lichefiat pe niște vapoare, sunt niște containere uriașe. Și aici dăm voie să te opresc o secundă ca să putem detalia un pic subiectul ăsta. Hai să vedem cine va beneficia și când de acest gaz lichefiat adus de americani. În primul rând, pot livra până la sfârșitul anului doar o anume cantitate, pentru că americanii au deja contracte în desfășurare încă dinaintea începerii războiului și ei trebuie să le onoreze cu alte părți, alte țări. Și atunci nouă ne dau Europei ce mai rămâne, ce se mai poate până la sfârșitul anului. Ok, foarte bine că sunt și alea. Iar întrebarea 2 este cum ajung gazele astea la toată lumea din Europa, pentru că, de pildă, în România, pe unde o să vină ele? Știi, există expresia aia, cu o floare nu faci primăvară. Uite că cam despre asta este vorba cu gazul ăsta american, că reprezintă numai vreo 5 miliarde de metri cubi, ceea ce nu asigură necesarul Uniunii Europene. Nu asigură necesarul principalul lor partener, adică Germania, Franța, Italia, țările astea extrem de importante, care depind într-adevăr de gaze în momentul de față, pentru că au niște industrie extrem de dezvoltate, industria chimică, industria metalurgică, care dacă nu mai au gaz se opresc. Și asta înseamnă falimente în lanț, înseamnă 100.000 de locuri pierdute și înseamnă încă un val, încă un push spre recesiune economică la nivel european. Bun, și probabil atunci, americanii vor încerca să livreze, dar nu cred că vor reuși. Da, bravează națiunile europene în momentul în care spun ne descurcăm. Comisarul Gentiloni, luni sau marți la București, spunea, pentru afaceri economice, spunea, ne descurcăm, facem față. Dacă Rusia taie gazul, facem față. Dacă noi ne decuplăm, facem față. Eu nu cred că, de pildă, Germania poate să facă față fără gazul rusesc în condițiile încă 40% din gazul folosit de ei vine de pe conducta rusească. Și am văzut deja declarațiile patronatelor din industria chimică, din industria metalurgică, care anunță falimente în lanț. Deci acolo, să nu uităm, Germania este principalul motor al economiei europene. Acolo industria chimică, industria metalurgică sunt niște o serie de companii care angajează milioane de oameni. Păi dacă aceste companii se opresc pentru că nu mai au gaz, vă dați seama că pe lanțurile economice sute de mii de alte companii sunt blocate, își blochează activitatea și asta înseamnă falimente, lanț și recesiune. Da, soluția este raționalizarea, cum ți-am spus la început, cred că la asta se va ajunge. Vom raționaliza anumiți consumatori mari, le vom oferi gaze cu porția, vom încerca să asigurăm gazul pentru populație la nivel european și cred că asta este principala miză a autorităților europene și să așteptăm să se rezolve această problemă. Cred că Putin nu își va permite și continui în continuare să cred că acest anunț, cum că de la 1 aprilie nu mai livrează gaze decât în ruble, va fi ușor spulberat, probabil mâine, printr-un anunț prin care va rectifica această măsură. Nu își permite să piardă miliardul de euro. O va lăsa literă moartă până când, nu știu, se va schimba turnura războiului. Adică, din punctul lui de vedere, el poate să iasă în fiecare zi și să zică eu aștept să vă conformați. Aștept să vă conformați. Vedeți că vă închid conducta. Adică, da, mă rog, am auzit multe de la Putin.
Da, să fie doar o declarație politică, să fie o declarație de bravadă și nimic altceva. În spate, într-adevăr, relațiile comerciale se continuă pentru că, într-adevăr, din păcate, spun asta, economia europeană, în mare parte din ea, este dependentă de gazul și de petrolul din Rusia. Să vorbim și de petrol. Petrolul exact. Rusesc reprezintă 40% din consumul de motorină și benzină din Uniunea Europeană. Rusia este al treilea producător mondial de petrol. Dacă rușii opresc și acest robinet de petrol către Europa, atunci să ne dăm seama ce înseamnă recesiunea și probabil vom simți cu adevărat ceea ce înseamnă creșteri abrupte de prețuri la gaze, la benzină, la motorină, cu efecte în lanț, încă un nou val de inflație cu victime pe lanț, inclusiv în România. Bun, pentru că vorbim și de petrol, anunțul care urmează într-o clipă în alta al președintelui american are probabil ca subiect principal tema asta. Statele Unite se implică în criza asta eliberând cea mai mare cantitate de petrol de până acum din rezerva lor strategică. 180 de milioane de barili vor ajunge în piață în încercarea de a scădea prețurile. Prețuri care au explodat în această lună de când Rusia a invadat Ucraina. Ce înseamnă și cum va funcționa? Puțin, într-o mare de probleme. Foarte puțin. Gândiți-vă că Europa consumă 2,5 miliarde de barili de petrol rusesc. Vă dați seama că petrolul american va compensa o parte din consum, dar nu pe tot. Există soluții, într-adevăr, țările OPEC, țările exportatoare de petrol, să-și cască producția, se fac eforturi la nivel internațional, dar știm, OPEC întotdeauna a speculat momentele astea de criză pentru a crește prețurile și a face mai mulți. Dar OPEC a zis, Arabia nu putem. Se află în prim plan. Nu, OPEC a refuzat Statele Unite, spunându-i, putem să creștem, dar doar un pic, nu cât vreți voi. Și atunci cresc cu 400 de milioane de barili și puțin raportat la dimensiuni crizei petrolului care se profilează la orizont. Asta ne arată cumva, Adi Negrescu, și lipsa de pârghii ale pe care o au americanii în chestiunea asta? Adică le spui țărilor din Golf, vreau mai mult petrol de la voi și țările din Golf zic, ne pare rău. Vă dați seama că americanii au ajuns să negocieze cu Iran, o țară pe care au sancționat-o de atâtea ori. Au început să negocieze cu Venezuela, o altă țară care e foarte, foarte sancționată de Statele Unite și de țările occidentale, în tentativa de a obține mai mult petrol din aceste țări. Știm, există o problemă cu petrolul din Venezuela, nu este atât de bun calitativ, se spune un petrol viscos, care nu oferă un randament foarte, foarte bun. Dar din Iran, da. Acum rămâne de văzut cum se va solda acest conflict, aceste negocieri, că până la urmă suntem într-o zonă de negocieri. Piețele, într-adevăr, resimt această criză și în perspectivă, dacă te uiți la cum se previzionează prețurile la gaze și petrol, vezi că există semne de îngrijorare legate de perioada următoare, pentru că, într-adevăr, nu există decizii unitare luate, inclusiv la nivel european, legate de consum, legate de asigurarea unor stocuri, pentru că asta cred că este marea problemă. Europa a intrat în acest război cu Rusia, că îi putem spune că ne aflăm într-un război economic cu Rusia, cu rezervele de gaze aproape de 30%. De-aia a venit Comisia Europeană și a zis, hai să încercăm să ne asigurăm până la 80% rezerve de gaze în viitor, pentru a nu mai depinde atât de mult de petrolul și de gazele din Rusia. Nu cred că vor reuși acest lucru, vor trebui să găsească surse alternative, iar gazele din Marea Neagră, știm, cred că devin un obiectiv important la nivel european, un obiectiv strategic și asta s-ar putea să ne ajute ca măcar politicienii noștri de la București să înțeleagă într-adevăr cât de important e să scoatem gazele alea și ce mare argument economic a reprezentat acest lucru pentru România. Bun, numai că Marea Neagră, uite că a devenit o zonă de risc în momentul ăsta. O să fie la fel de simplu și la fel de tentant să faci forările astea știind că sunt la limita unui platou pe unde, nu știu, trec nave de război, se întâmplă tot felul de lucruri din partea rușilor? Ne uităm la deciziile NATO care au anunțat că trimit în Marea Neagră mai multe fregate americane, că vor fi trimise mai multe forțe de menținere a unei situații stabile și cred că, până la urma urmei, decizia economică nu ține neapărat de zona asta de război. Cred că cei care vor să scoată petrol din Marea Neagră și-au făcut foarte bine calcule și gaze, bineînțeles și gaze, și deja se întâmplă acest lucru, se scot deja gaze din Marea Neagră, bine, la un nivel redus față de potențialul uriaș al exploatării. Cred că, trebuie să gândim în perspectivă, nu neapărat pentru momentul ăsta în care războiul se va termina, într-un fel sau altul, în 2-3 luni, nu
cred că va ține mai mult, pentru că nici Rusia nu poate să reziste logistic și nici și Ucraina are toate mijloacele la dispoziție pentru a duce la bun sfârșit acest război și a împinge practic armata rusă afară din țară. Ăsta sunt eu optimistul în această situație. Un minut, Adine cred Grescu, că două, trei luni. Da. Aș vrea să tragem o concluzie dacă se vor rezolva. Aș vrea să tragem o concluzie dacă se întâmplă într-adevăr chestia asta. Se taie gazele, europenii se decuplează că vor ei, din cine știe ce presiune strategică și așa mai departe. Putem rezista pe termen scurt, cum, că, până la iarna viitoare sau cum? Cum facem? Noi în România, da, rezistăm, pentru că noi doar 20% din consumul de gaze îl avem pe relația cu Rusia. Noi avem de unde. Noi putem crește producția la RomGaz, putem să scoatem gazele din Marea Neagră mai repede, se pot lua măsuri, putem importa gaz din alte zone și există câteva măsuri foarte, foarte bune la nivelul autorităților. Mi-e teamă că țările care depind într-adevăr de gazul rusesc, acolo va fi o mare problemă, pentru că dacă nu vor primi foarte repede gazul la american, s-ar putea să își închidă economiile, practic să intre într-o stare de criză economică profundă, pe care o vom resimți și noi, pentru că criza economică la nivel european se va traduce și în România. Noi importăm mare parte dintre produsele pe care le consumăm, astfel încât vom importa inclusiv această criză. Adrian Negrescu, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, așteptăm lămuririle, răspunsul din partea administrației americane dintr-o clipă în alta. Rămâneți cu noi! Prețul combustibilului a fost mereu o discuție ce se află în sânul familiei. Bugetul familiei nu trebuie să se bazeze vreodată pe faptul că un dictator declară sau nu declară un război. Astăzi vă anunț planul meu în două părți. În primul rând, vrem să ușurăm efectul care se află asupra familiilor americane și vrem să facem o nouă fundație pe care să ne bazăm din punct de vedere energetic ca țară. Trebuie să ne gândim cum ar fi și dacă Europa nu s-ar baza pe petrolul brut rusesc. Acest lucru ar schimba lucrurile foarte puternic. În primul rând, prețurile crescute se datorează pandemiei. La început, prețul pe baril a scăzut, iar acest lucru a cauzat ca producția mondială să scadă. Din consecință, în momentul în care consumul a crescut la loc, prețurile au crescut vertiginos datorită faptului că producția nu era adaptată. În al doilea rând, președintele Putin a făcut ca prețul barilului de petrol să crească. A crescut cu mai mult de $3 doar în ultimele câteva zile. Dar asta tot se datorează războiului creat de Vladimir Putin. Efectul se află și în Rusia, se regăsește și la noi acasă în America și peste tot în Europa. Faptul că am oprit importul de energie rusească a fost un lucru bun, dar vine și cu un cost. Oferta disponibilă pe piață de petrol brut a scăzut, iar această creștere de preț cauzată de aceste acțiuni afectează și familiile americane. Acest lucru mă duce la primul pas. Trebuie să dezvoltăm industria încât să există o producție mai mare de petrol brut. Dacă vrem prețurile de carburant să fie mai mici, trebuie să avem o producție mai mare de petrol. Companiile producătoare de petrol care au înregistrat profituri foarte mari în ultimul timp au o alegere de făcut. Ori cresc producția de petrol și oferă mai mult, distribuie mai mult petrol pe piață, iar prețurile de petrol le scad pentru consumatori, sau pot să profite de pe urma acestei situații și să trimită profiturile către investitori, nu către consumatori, afectând prețul în mod negativ pentru omul de rând. Acest lucru ar fi o problemă mare pentru americani și companiile americane deja lucrează și investesc bani pentru a crește producția de combustibil. Au tot ce le trebuie și nimic nu îi poate opri din a face acest lucru.
Când ne dorim să creștem cu 1 milion de barili per zi producția de petrol brut. Acest lucru este un progres. Dar unele companii au fost foarte directe și au spus că nu vor să crească producția din cauza faptului că invazia lui Putin a făcut ca prețul barilului să fie mai mare și să fie mai profitabile aceste firme. Nu vor să crească producția, vor să profite. Iar eu spun destul. Este destul, destul exces, destule profituri făcute toate pe spinarea omului de rând și a americanului de rând. Aceste companii au făcut aproape 80 de miliarde de dolari în profit în ultimul an, iar aceste profituri se așteaptă în continuare să crească. Ăsta nu este momentul să ne concentrăm pe profituri, este momentul să ne implicăm pentru binele țării și pentru binele lumii. Trebuie să creștem producția mondială de petrol brut pentru a ajuta clienții, pentru a ajuta familiile, nu investitorii sau oameni bogați. Eu sunt protestant, nu am o problemă ca corporațiile să producă, să facă profituri din ce în ce mai mari. Dar nicio companie americană nu ar trebui să profite de pe urma unei pandemii sau de pe urma unui război nejust pentru a se îmbogăți pe spinarea americanilor de rând. Ar trebui să investească în consumatori dintr-un simț patriotic. Iar în momentul de față, industria de petrol are mii de permise de exploatare nefolosite în momentul de față, pentru peste 1 milion de acri de pământ ce poate fi exploatat pentru a crește producția de petrol. Pentru a putea pune în practică primul pas al planului meu, vom avea o politică de a o folosești sau vei pierde dreptul. Tot pământul federal pentru care companiile petroliere au primit aprobare de a-l extracta, ori îl vor folosi, ori vor plăti prețul pentru faptul că nu cresc producția de petrol brut. Adevărul este că durează luni întregi, nu doar zile, ca o companie să crească producția. În momentul de față autorizez distribuirea la peste un miliard de